În ciuda campaniilor realizate de către Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din Botoșani de a informa și a atrage absolvenții de liceu, aceștia s-au arătat dezinteresați de beneficiile acestei înscrieri. Potrivit inspectorului superior Gabriela Vranciuc, dacă anul trecut aproximativ 500 de absolvenți s-au înscris în bazele agenției, anul acesta numărul lor nu depășește 350. Putem aprecia faptul că până la această dată ne-au pășit pragul aproximativ 10% din total absolvenți de liceu, și anume 300-350 de tineri. Față de anul trecut, când numărul a fost în jur de 450-500 de tineri, anul acesta numărul lor este, din păcate, mai scăzut. Deși nu s-au înscris în baza de date a agenției, absolvenții vor putea beneficia de prima de încadrare în muncă, cu condiția să se înscrie înainte de a ocupa un loc de muncă pe o perioadă de minim 3 luni. Acest lucru nu le îngrădește dreptul la acordarea pe viitor a primilor de încadrare, dacă vin să iau în evidență, prima în cuantum de 500 de lei, dacă acești tineri semnează pentru un contract de muncă cu o validitate mai mare de 3 luni. Dacă se înscriu în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoșani, absolvenții vor putea beneficia de ajutor financiar din partea statului, dar și de programe de formare. În această săptămână sunt disponibile peste 200 de locuri la programele de formare profesională în meserii precum frizer, confecționer și ospătar.